Lectura în viața mea. Dragostea mea de lectură a apărut atunci când am cunoscut biblioteca. Ușa era deschisă, parcă mă aștepta. Am pășit pe treptele sale. Deodată m-am trezit într-o cameră frumoasă, cu cărți de o parte și de alta a mea. Venind zi de zi, am reușit să înțeleg lectura. Sunt câștigătorul mai multor concursuri în cadrul bibliotecii. Punguța cu 200 de întrebări, ai carte, ai parte, cărțile care contează și prin Europa. Am participat și la o scenetă cu titlul În așteptarea lui Moș Crăciun, eu fiind cel care a adus vestea că moșul se apropie. La finalul scenetei, Moș Crăciun ne-a adus daruri și premii. Acum particip și la proiectul de lectura pentru mine, în cadrul căruia trebuie să citesc o poveste în trei moduri diferite, în format tradițional, de pe internet sau de pe un e-reader. Dintre metodele de a citi în format tradițional sau de pe internet, eu aș alege cititul de pe carte. Nu toată lumea are posibilitatea de a cumpăra un calculator sau un laptop. Cititul, ca și alte activități, necesită mult timp și devotament. Când ești acasă, este mai convenabil să citești o carte în format tradițional, stând în parc, deoarece te relaxezi atât fizic cât și psihic. Copiii au nevoie de lectură pentru a-și îmbogăți vocabularul și astfel să aibă cât mai multe cunoștințe, putând citi de pe carte sau de pe un e-reader, deoarece cartea ne luminează. Sper ca mulți copii să se bucure de ceea ce mă bucur și eu.